Laszlo Oțilă, declarații în direct la conferința dedicată diabetului, prevenției și tratamentului, o conferință organizată de Antena 3 CNN în cadrul programului, în cadrul proiectului România Inteligentă. Am făcut acest efort, dar cred că acest efort trebuie continuat și în viitor și cam astea sunt costurile care ne așteaptă. Și gândiți-vă, dacă am ști despre toți, atunci ar trebui să ne dublăm în fiecare domeniu costă cheltuielile. În cazul de față, da, am avut deschidere și îi felicit pe toți cei care au făcut acest lucru. Dar și ritmul de creștere al riscurilor este cumva mare, pentru că trăim într-o lume care are tot mai multe tentații și, din păcate, cele mai multe dintre ele devin pericol la un moment dat. Da, aveți dreptate, dar nu uitați că noi am încercat să suplinim ceva ce nu s-a făcut timp de 30 de ani. Și așteptările sunt enorme. Exact, și vor fi în continuare, pentru că, cu siguranță, soluții inovative vor continua să apară și ne dorim ca pacientul român să beneficieze de aceste soluții care le fac o viață mai ușoară și o suferință mai mică. Tocmai aici intervenea întrebarea: ce facem? Așteptăm să se tripleze costurile astea peste un an, doi? Le vom putea suporta? Care ar trebui să fie acele acțiuni care să preîntâmpine situația în care nevoia de finanțare să fie atât de mare încât să nu mai putem face față? Că nu o să renunțăm acum la lucruri pe care le-am acordat pacientului de-a lungul timpului, nu? Da, aveți dreptate, dar să știți că activitatea noastră continuă în foarte multe domenii, deci nu vreau să arunc mingea la fileu pentru foarte mulți, dar domnul ministru va prezenta situația necesității informării și a educației. În paralel, foarte probabil că urmează toate acele măsuri care vor duce la scăderea obezității, de exemplu, în societatea noastră, mai ales la nivelul copiilor. Asta presupune modificări de alimentație la nivel școlar, reglementarea ce anume poți vinde în școli și ce nu poți vinde. Trebuie să